Ieri, în satul Vadului Isac, raionul Cahul, a fost identificat un bărbat suspectat de antrax, formă cutanata. El este angajat al unei firme private de bovine din această localitate. Ulterior, au fost depistați încă 4 angajați care au avut contact cu animalele bolnave. Bărbații s-ar fi infectat acum o lună după ce au sacrificat un vițel. În prezent, pacienții sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorba. Starea pacienților este satisfăcătoare. Un pacient în stare medie, însă de la internare până astăzi s-a stabilizat. Practic la toți pacienții temperatura este normală, edemele nu cresc și așteptăm de acum analize de laborator pentru confirmarea diagnosticului final. Specialiștii de la Agenția pentru Siguranța Alimentelor spun că animalele s-ar fi infectat pentru că nu au fost vaccinate. Животные идентифицируются. И плюс к этому идет вакцинация животных. Те, которые, значит, в очаге, значит, живут рядом по соседству или на территории. Значит, они поголовно все вакцинируются. O echipă de medici, epidemiologi și infecționiști au plecat la Cahul pentru a examina circumstanțele apariției focarului de infecție. Deocamdată, antraxul a fost confirmat doar în baza simptomelor. Rezultatele de laborator încă nu se cunosc. Cel mai recent caz de antrax a fost înregistrat anul trecut în satul Vădeni, raionul Soroca. 3 persoane s-au infectat atunci după ce au participat la sacrificarea unei vaci la o fermă din localitate. Antraxul este o boală gravă care poate duce la deces. Maladia apare la animale, dar se poate transmite și la oameni. Potrivit medicilor, boala este sporadică și se poate manifesta în orice perioadă a anului.